Rozina Constantin din comuna Fărcașele primea un ajutor de la stat de 400 de lei lunar. A rămas fără sprijin social pentru că nu și-a actualizat dosarul. N-am avut bani să mă duc la forță de muncă. Vă trebuia o adeverință de acolo? Da. Și n-ați dus-o la primărie? Nu, că n-am avut bani să mă duc. Ați făcut rost între timp de bani? Da, am făcut. Și adeverința ați luat-o? Da. Sperați acum să vă repună în plată? Da, da. În comună, 40% dintre beneficiari și-au pierdut dreptul la ajutor social și nu toți mai au șansă să primească din nou bani de la stat. În anul 2015 au fost suspendate, încetate în jur de 60 de dosare. Oamenii și-au găsit un loc de muncă și nu se mai încadrează în normele prevăzute de legea 416. La nivelul județului Olt, anul trecut, unul din 5 beneficiari de ajutor social a rămas fără bani, iar cei mai mulți sunt din orașe și municipii. Motivele sunt diverse, de la angajare, la ieșirea la pensie, la neactualizarea documentelor sau neefectuarea orelor obligatorii de muncă în folosul comunității. Pentru 2027 de beneficiari a încetat dreptul la venit minim garantat. Localitățile în care acest drept a încetat pentru cei mai mulți beneficiari de venit minim garantat sunt Slatina cu 125 de beneficiari încetați, Caracal cu 97 de beneficiari încetați, Corabia cu 72 de beneficiari încetați, Fărcașele și Oboga, localități cu câte 66 de beneficiari încetați, Drăgănești-Olt cu 65 de beneficiari încetați. Beneficiarii de ajutoare sociale, descoperiți că au obținut în același timp și venituri din diverse activități, au fost nevoiți să dea banii înapoi.